Bună seara și mi se făcu mie dor așa de pescui la baltă, la Caraz, la Ștefănești aici. Că dacă nu mai plecai, nu mai plecai eu. Uite, sunt cărași la suprafață. Să vă filmez așa. Mai sunt câteva zile și de drumul la pescuit. Azi este sâmbătă, spre duminică, diseară este finala Champions League. Barcelona cu Juventusul. Eu merg pe Juventus. Și pe un caraz de ăsta aici. Asta-i Bacărligă, nu mai știu că la Gliga nu am mai găsit un cărlig de 12 minute. Foarte faină, asta m-a descurcat oriunde că gamacața asta de 12. Cobor pe aici. Am niște miez de pâine. Sunt curios dacă mai trag găci ăștia. S-a întâmplat nimic, dar ăștia au dispărut. Au dispărut, da. Că tot ați dispărut. Ce miros pe aici? Cred că mai e sunt din ăla. Că tot ați dispărut voi, să mă apropie mai mult la voi. Așa. Fac fundița. Vă promit să vă eliberez. Am plut aia cu albul negru. Ia. Așa mai întreabă pe minuci. Vreau să nu mai ai iarbă verde. Chiar a plouat. Niște miez de pâine albă, simplu. Hrana de hrănii. Încerc să prind și un caras înainte de finala Champions League. Așa, frate, cam pe gura ta. Să mă obișnuiesc cu pâinea, că merg anul ăsta la Chefal, la mare. Hai, băieți, reveniți-vă. Țineți aproape. Păi așa întreabă. E ora 7:15. Baltă la Ștefănești.
sună așa, cred că sunt în spate. În plan normal. A venit un caraz lângă pută. Vivă pădăriția pută. Ăla e caraz. Unde? Uite, așa. De telefon. Doar familia nu te văd. Nu se mă spie. Partea a doua.